La bună revedere, prieteni! Sunt tot Armanda Filipine, așa cum știți. Ne întâlnim la momentul de poezie cu numărul 797, deci ar fi culmea să nu știți că așa mă cheamă. Dar până la urmă nici nu contează, poate să mă cheme țâp, nu are nicio importanță. Important e că eu încerc cu mare plăcere să selectez poeți și poezii și să vă conving și pe dumneavoastră să faceți acest lucru. Și n-am zis întâmplător ce am zis, o să vedeți, primul autor este un chinez de foarte, de mult. Dar întâi vreau să vă spun că am și bucuria selecțiilor muzicale, pentru că e minunat să avem, iată, coloane sonore clasice, se potrivesc foarte bine cu poezia și ne produc așa o stare specială care să ne ajute să intrăm în atmosfera poeziei și să ne bucurăm de ea. Deci, compozitorul pe care îl ascultăm este Antonio Casimir Cartellieri. L-am mai ascultat și v-am spus și atunci, numele său are așa o sonoritate italiană, dar el este polonezo-austriac. A trăit între 1772 și 1807 și ascultăm un fragment din concertul pentru clarinet pe care l-am ascultat și atunci, găsiți pe internet, pe YouTube, adică această înregistrare care sună foarte bine și care, zic eu, că ne va acompania extraordinar de confortabil în întâlnirea noastră, în care am selectat, așa cum știți, creații semnate de trei autori. Cum spuneam, primul autor este din spațiul chinez și este tocmai din perioada Zen. În revista Alternanțe de la München am găsit o foarte interesantă prezentare și traducere a unui celebru text, Xin Xinming, și autorul este Sosan Zhenji sau Seng Chan, sau mai sunt și alte formule, dar este al treilea patriarh Zen. Așa că o să găsiți referințe despre el și despre acest minunat text Xing Xing Ming, care evident este o prezentare în formulă poetică, dar e o prezentare a ideilor din filozofia Zen. Și o să vedeți din prima parte a poemului, pentru că este extraordinar de lung, că merită să cunoaștem și acest gen de filozofie și, iată, în cazul nostru, literatură, nu? Filozofia tradusă în această formulă e mai aproape de înțelesul nostru, de oameni care, în fine, trăiesc într-o altă lume decât cea în care a trăit Seng Chan, adică ceva de genul 560, cam pe acolo, 540, 600, deci iată ce de mult este această lume poetică. Poemul se cheamă Poem al Spiritului de Încredere și îl găsiți în revista Alternanțe, pe site-ul revistei de la München, în numărul 1 din 2014. Și iată ce am selectat eu. Calea sublimă nu este grea pentru cel care e liber de preferințe. Dacă ești fără de ură și fără de iubire, totul devine limpede și deschis. De face însă cea mai mică deosebire, atunci cerul și pământul sunt infinit despărțite. Dacă vrei să vezi adevărul, atunci fii fără de opinie, nici pentru, nici împotrivă. Și eu mă opresc aici și trebuie să recunoașteți că există aici o înțelepciune
pe care trebuie să o credităm cu valoare de adevăr și dacă o să medităm asupra doar acestui mic text, cred că o să ne ajute foarte mult și în viața noastră de zi cu zi. Iată, deci, că poezia ajută la mai mult decât la clipa de liniștire, clipa de frumos și, cum am zis eu, medicament în tot felul de formule în care nu ne mai simțim aproape bine cu noi, că bine, așa de puțin. În fine, să trecem la un alt autor care este un rus, pentru că eu am foarte multe reviste secolul 20 și ele sunt de mult, dar nu așa de mult ca poetul nostru, filozoful nostru chinez, în fine, gânditorul nostru chinez, da? În epoca în care făcea vogă revista secolul 20, erau la modă, că așa era România atunci, erau la modă rușii, așa că aceste reviste sunt cam pline de literatură rusă, dar e o literatură evident bună, pentru că în ciuda unor mici compromisuri, așa, câte un textuleț în care se mai făcea cu ochiul Partidului Comunist în general, revistele sunt de toată lauda și, credeți-mă, merită cu prisosință să le aveți și acasă. Iată, din numărul 10 din 1967, un poet, vă spuneam, rus, născut în 1901 și decedat în 1957, Vladimir Lugovskoi, a fost și jurnalist, nu doar poet, și este aici în revistă, în traducerea lui Victor Frunză, un poem foarte, foarte, foarte lung, se cheamă Tinerețea. O să fac așa o mică spicuire, să vedem dacă vă conving să aveți și dumneavoastră acasă reviste secolul 20. Se găsesc câteodată pe internet la anticariate și dacă mergeți și la anticariate, mai ales în București, mai găsiți. Și, repet, n-au numai poezie bună, au și teatru, au și cronici despre teatru, despre filme și multe altele, și artă plastică și la cele mai înalte cote de așteptare și de oferire. Așa că mă întorc la poetul nostru Vladimir Lugovskoi. E noaptea spațiilor, noaptea lunii, chiar dacă Marea Neagră sună. Luna cu mine alături pe șosea pășească, încolo încoace și din nou încolo. E atâta de suavă luna, eterică, din stambă aurie, și în pantofior din auroră albă. Cu tine aș trece marea selenară, sus și mai sus, spre brazii Corezei. O, asta-i chihlimbarul primăverii. Ce frumos! Ce frumos! Vedeți, v-am mai zis și vă repet, e tare bine să mergem și în alte spații culturale și ce dacă rușii fac acum război, în materie de literatură sunt buni, au fost buni, sunt și acum buni, așa că de ce nu? Și, repet, secolul 20, adică revistele astea, care, în fine, acum nici calitatea hârtiei n-a fost grozavă, dar ele încă rezistă și mie personal îmi face o deosebită plăcere să mă aventurez așa în substanța lor și mai caut câteodată pe anticariate din astea online și mai îmi cumpăr, pentru că, v-am zis, o bogăție și oamenii care scriau atunci chiar erau doxă de carte. Și pentru că v-am zis, tot răsfoiesc reviste în căutare de autori pe care nu i-am prezentat la momentul nostru, am ajuns din nou la
revista de la Iași, Expres Cultural, fondată și condusă de domnul Nicolae Silade, și am selectat să citesc așa firapăr, cum să zice, numărul 2 din 2021 și vă invit să căutați și dumneavoastră, pentru că este o prezentare foarte interesantă a unui volum, o să-l caut, poate om avea norocul să-l găsim, un volum care a apărut în 1925, se cheamă Printre clipe și editura era așa, editura literară a Casei Școalelor, ce interesant sună, și autoarea a fost actriță Gina Sandria, semnat ca poetă, numele real Geta Sion, și tot acolo în revistă este o prezentare scurtă, datele sale de naștere, 1800 și ceva, stați așa că vă spun imediat să caut, deci 1885 și a murit în 1952, a fost și profesoară de artă dramatică și a predat la Iași, unde l-a avut printre studenți pe Octavian Cotescu, și la Cernăuți, unde însuși maestru Birlic i-a fost student. Iată ce interesant, și tot acolo în revistă am citit că a fost soția lui Petre Bulandra, fratele celebrului Toni Bulandra. Deci iată o persoană, aș zice o personalitate a lumii artistice, dacă a fost în preajma acestor, chiar fiindu-i doar studenți, a acestor minunați, minunați actori, Birlic și Octavian Cotescu, iar soțul a fost fratele, e adevărat, dar în fine, tot așchiile s-ar aproape de trunchi, nu? Talentul cred că era cumva pe aproape, Toni Bulandra, iarăși un nume uriaș. Deci, de fapt, e vorba despre Gina Sandri sau Geta Sion, o ieșancă, care, iată, are un volum de poezii și eu n-am să vă citesc decât foarte, foarte puține versuri, care însă sunt deosebite din acest volum, repet, Printre clipe, apărut în 1925. Iată, așa, un parfum din începutul secolului trecut, vă vine să credeți. Deci, dintr-un poem intitulat Visul, pe fața timpului nicio umbră nu trece. Și chimera de aur îmi surâde acolo, neîncetat. Deci, acolo un vis. Și chimera, scris așa cu hâmare. Și dintr-un poem Așteptare, de-ai veni cu minte, sărac și vesel, aducând lanțurile dragostei, căreia mă închin, și floarea tainei celei mai adânci. Sună, chiar sună altfel. Și chiar există un parfum special, nu? Nu simțiți? E ca la această muzică deosebită, v-am zis, compozitori despre care nu știm mare lucru, dar în fine, ei au trăit într-o epocă în care existau școli de muzică deosebit de bune și chiar au fost talentați oamenii ăștia, chiar dacă, repet, Antonio Casimir Cartelieri nu prea ne spune mare lucru. Dar asta ascultam acum și acesta a fost momentul de poezie. Nu-mi vine să închid pentru că doresc să mai ascultați și dumneavoastră aceste minunate acorduri. E o compoziție care are vreo 25 de minute.
Și, în fine, vreau să vă conving, sper să vă conving să citiți și singuri, să căutați în reviste, în cărți, poezie, să vă delectați și până la urmă o să prindeți gustul. Și v-am mai zis și vă repet, nu-i nevoie să vă uitați la mine, pur și simplu ascultați și dacă vă place, încercați să căutați sursa, v-am spus de unde le iau, ca să le descoperiți cu propria dumneavoastră voce sau voce interioară și chiar să vă bucurați de ele, pentru că unele chiar sunt poezie, repet, care spune ceva, care schimbă acolo în interiorul nostru niște lucrușoare, niște idei, niște stări, ceea ce e foarte bine. Vă spun toate cele bune și vă promit că vom continua.